dincolo de ceea ce am pregătit pentru festival, unde vă așteptăm cu tot dragul. Bineînțeles că am pregătit și un dar publicului sucevean, o premieră, Livada, după Cehov. Biletele la această premieră s-au epuizat, este sold out, dar ne gândim la cei care nu reușesc să ajungă pe data de 18 mai, pentru că atunci se va juca spectacol, premiera spectacolului Livada. Pe 23 iunie noi vom avea din nou acest spectacol. Dincolo de faptul că este un text foarte frumos, este la fel, mi se pare, pe cât de frumos, pe atât de alarmant acest text. Nu știu, are, după mine, are și o viață ciclică, se pliază foarte bine cu istoria care se repetă continuu. Și de-aia mi se pare că se potrivește foarte bine azi, având în vedere ce se, cu evenimentele care se întâmplă în societate. Vreau să vorbesc despre echipa de actori, care mi se pare o echipă absolut minunată. Sunt fabuloși. Și asta o zic sincer, rar întâlnim așa actori care să aibă atâta pasiune pentru lucru. Este foarte frumos și anul ca să păstreze tradiția asta, să zic așa. E un text fabulos. Suceava are o trupă minunată de actori. Și aseară am vorbit cu dânsii și le-am spus, în parte și nu mă jenez și nu mă ascund să spun lucrul ăsta, pentru că în momentul când vezi un actor foarte bun, trebuie neapărat ținut în brațe și ocrotit, pentru că rar sunt oamenii ăștia care știu să fie devotați unei meserii atât de grele, care puțin din afară înțeleg ce fel de meserie este. Acum o fac oficial, pentru că vreau să fiți scurtătorii unor lucruri pe care le spunem noi și vreau să spuneți mai departe, pentru că e o trupă minunată. Eu n-am mai întâlnit în altă parte o trupă atât de bună. Toți sunt 10, sunt 10 oameni care sunt total dăruiți. De la comportamentul lor extrascenic până comportamentul lor scenic. De ideea pe care a avut-o Slava cu acest spectacol. Nu pot să vă spun mai mult, o să vedeți dumneavoastră, dar ideea pe care o are Slava cu acest spectacol m-a cucerit, efectiv. E o noutate. S-a pus de atâtea ori, de mii de ori, de la Streller, la Moisescu, cum vă spuneam, la Hausbatter, ăștia ai noștri, textul ăsta, dar am citit foarte mult despre montările lor clasice, mai puțin clasice, dar Slava a găsit o variantă total originală. Sper să joc spectacolul ăsta până îmbătrânesc. Chiar mi-aș dori asta. Și să rămâi aici tot la teatru, poate vii și da, să joci aici. Și asta spune tot despre spectacolul ăsta, vă aștept. Adică până la vârsta personajului. În spectacol mai joacă Alexandru Marin, Cristina Florea, Răzvan Bănuț, Clara Popadiuc, Iulian Burciu, Diana Lazar, Cosmin Panaite, Delu Lucaci, Maria Teișanu, Bogdan Amurăriței și Mihai Ciobanu. Scenografia Răzvan Bordoș, costume Diana Nistor, univers sonor Dumitru Seretinean, light design Costi Baciu, video design Mihai Nistor.